Reforma din Ministerul Administrației și Internelor concediază pe capete polițiști, jandarmi și pompieri. Disponibilizările din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Basarab-I-Dâmbovița, inclusiv la detașamentul de pompieri, au pus personalul pe gânduri și pe jar, cu atât mai mult cu cât încă nu se cunoaște amploarea lor și oamenii sunt ținuți într-o nebuloasă. Se știe că vor urma cât de curând o evaluare și o selectare a personalului după criterii stabilite prin ordin al Ministrului Administrației și Internelor și nu se știe dacă nu vor avea cumva prioritate criteriile politice, dar oamenii sunt profesioniști și conștienți că trebuie să sprijine populația în orice problemă care ține de instituție, de o gravitate mai mare sau mai mică. Săptămâna trecută s-a intervenit în 50 de cazuri de urgență, 33 de echipaje ale subunității de urgență Târgoviște și 17 echipaje ale subunității de urgență Titu, unde există secții SMURD. Numai pe 27 iunie au existat 16 solicitări rezolvate de SMURD și cu toate că există o adevărată avalanșă de situații care au nevoie de acești salvatori, salariații vor fi decimați în numele unei reforme aiuritoare.